Iată o nouă provocare în casa fetelor. O probă de agilitate, dar și o porție bună de joacă pentru acestea. Task X și 0. Fetelor, astăzi veți participa la o activitate în care va trebui să vă folosiți agilitatea pentru a plasa în timp util pionii în careul format. Veți juca 1 versus 1, iar mama săptămânii va decide cine va juca cu X și cine cu 0. Trebuie să începeți jocul pornind în alergare din dreptul mesei spre grila de X și 0. Avantajul rapidității va fi că veți putea plasa farfuria sau paharul înainte ca adversara voastră să-l așeze pe al său. Concurenta care ajunge prima în dreptul careului poate așeza pionul. Câștigătoarea task-ului va decide ce băiat o va însoți la un date de poveste, specific toamnei. După ce sorții au decis primele două adversare, avea să înceapă joaca. Tess și Ramona. Căzut paharele acolo și m-am întors și le-am pus la loc. Așa mi se pare fair. Nu înțeleg de ce ești atât de deranjată, Alexia. Cu ce sunt deranjată? Nu, dar zic că și mie mi se întâmplă. Că și eu sunt tot cu paharele. Și putem să mai facem încă o dată, nu trebuie să fii atât de deranjată. Dar nu fiu nimeni deranjat. Era vorba strict de regulile jocului, atât. Să înceapă încă o dată să nu mai fie lumea deranjată. Așadar, Isabela și Laura reluau runda de joc. Pune mijloc, Isa. Mijloc. Și te duci pe colț. Dă-i și te duci pe colț. Așa și nu mi-am dat seama că dacă pun acolo, închid pe ea. Hai, Ramona! Fugi! Bă! Alexia, Cristina. Închide sus! Colțul, bravo! Aici! Bravo, închis, nu e liniște! Gata! Isa, vrei să pleci la date? Nu prea închep să mă trezesc la 6 dimineața. Ce-o fi, o fi. Auzi, eu n-am o problemă să mă trezesc dimineața, cum să mă lași? Eu și dacă nu mă grăbesc, Ionela. Ce? Dacă nu mă grăbesc, tot te fac. Băi, dar oricum să știi că eu chiar obosesc foarte repede pe bune. Ce ai făcut-o? Jos! Ce bătălie strânsă, câtă ambiție pentru o reușită, iar proba a fost reluată. Hai, vei, sus!
am mers până în finală, da. Am și căzut. Era tare să mai spar și nasul. Asta era ultima pe care trebuia să mai fac. La un moment dat am plecat, eu am plecat fără pahar, deci... Dai seama ce au râs băieții de noi. Da, dai seama. Bă, dar să le mai da, frate, și lor task-uri. E foarte greu pentru noi. Voi merge la date cu Alexandru. Dar ce luptă crâncen a fost în marea finală. Da, și nu numai. Cine și-ar mai fi dorit să câștige? Sau voi aveți o problemă cu 300 de vreme? Pe cine ai fi invitat la date dacă ai fi câștigat? Dragă Isabel. Nu știu. Hai să ne gândim. Că te-ai luptat. Păi dacă te-ai luptat, atât trebuie să ai un trofeu. Probabil... Îl scoteam pe Ionuș din casă dacă câștigam, pentru că n-a ieșit niciodată. Niciodată? Știu că și Andrada își dorea la fel când... N-a ieșit. Și Andrada la fel zicea dacă o să câștige că pe Ionuț. Uh-huh. Și merita și el să fie scos de atâta timp, să iasă și el odată din casă. Mulțumesc, Ionuț. Nu, dai seama, când o să iasă, nu o să mai știe cum se poartă. Aolea, ăștia sunt oameni. Da. De ce Alexandru, Alexia? Am spus asta și în date, în testimonialul de la date. Pentru că am considerat că ar fi avut nevoie să iasă din casă și l-am văzut foarte hotărât. Și el era neieșit? A mai ieșit. A mai ieșit, da. Și mă refer din rutină, pentru că au trecut amândoi printr-o despărțire, și el și Diana, și dacă am avut ocazia, de ce nu? Te-ai gândit că ai putea să-l ajuți așa, nu? Da. Ok. Și plus că este o companie plăcută. Ai și asta, da. Mă așteptam să încep cu asta, ca o să creadă că l-ai luat așa, că ai fost de milă, știi? Să nu sufere în casă, mai bine să sufere afară. Te-ai simțit bine la date? Da, a fost fain. Da? Ți-a mai trecut supărarea? Supărarea? Păi te-a zis că te-a scos ca să-ți mai treacă suferința. Am zis că te-a mai scos puțin din rutină. Da, din rutină, da. Întâlnirea dintre Alexandru și Alexia ca urmare a provocării câștigate de ea a fost una în care doamna a avut rolul ei, iar protagoniștii în costume populare s-au jucat pentru o ședință foto reușită. Bună ziua! Alexia, îmi pare bine? Hai să vedem, aveți aici un coș cu sucuri, cu duci, cu mere, cu șa, poți să-i dai să mănânce. Da, ne jucăm ca la party, e oră, nu știu. Da, măcar un struguri. Haide bine, mulțumesc. Experiența ședinței foto a fost cam familială mie. Am mai avut parte de ședințe foto. A fost foarte frumos, m-am simțit în largul meu și domnul fotograf ne-a ajutat foarte mult să ne iasă cumva niște poze reușite. Tu te întorci un pic către el. Așa. Și ți-o mână așa pe fața lui. Așa dacă okay. Îți dai el. Da? Sigur. O să stai și mai aproape de acolo, nu știu ce. Hai că asta a fost bună. A fost puțin ciudat la început să pozez cu Alexandru, deoarece noi nu suntem un cuplu și nici măcar într-o apropiere nu suntem la momentul actual. Dar pot spune că mi-am intrat destul de repede în rol. Stai acolo tu și vin eu cu coșul și te faci că e un strugure de aici sau nu știu, a. Ceva de genul. Păi stai jos acolo, nu? A, stau jos? Să stai jos, zic eu. Stai să nu cadă. Hai, tata e. Hai, mama, ia dă-mi mâncare. Facem așa. Ședința foto mi-a plăcut foarte mult, a fost fun. Am mai avut ședințe foto când încă practicam dansurile și mi-a adus niște flashback-uri din vremurile alea. A fost foarte plăcut. Iar când au luat o scurtă pauză, Alexia și Alexandru au și schimbat câteva cuvinte. Cum ți-a venit ideea să mă iei pe mine la date? Mă gândeam că ai nevoie de ieșire din rutină. Da. Și plus că te-am văzut foarte sigur pe tine și credeam, am simțit cumva ceva din partea ta. Ce anume? Nu știu, o mică atenție în ultima perioadă. Da? Da. Mă înșel? Nu, și eu am simțit din partea ta. Sâmbătă mai ales.
Și eu tot sâmbătă. E euforie. Am avut ceva interacțiuni sâmbătă, dar oricum nu era o certitudine, nu știam. Adică nu eram sigur. 3, 2, 1, și... Sincer să fiu, am stat puțin să mă gândesc pe cine voi alege pentru acest date, pentru că eu eram într-o oarecare apropiere cu Stelian, doar că la momentul actual consider că are nevoie de o pauză și de puțin timp de gândire și m-am gândit totuși să îl aleg pe Alexandru, pentru că avea nevoie de o ieșire din rutină. Ne-am amuzat foarte tare, mai ales în momentul în care Alexandru mi-a dat mie struguri și ulterior când era să cad eu puțin într-o anumită poză. Da, ai mișcat-o treabă, m-a zis tot. Te-a stat bine. Mulțumesc. Să știi că am și eu câteva corturi populare acasă. Și eu. Și-mi plac. Dansam. Și eu dansam. Pune mâna pe mâinile. Gata? Odată ajunse la final ședința foto, Alexie și lui Alexandru le-a mai rămas vreme să povestească în liniștea toamnei. Și cum îți par băieții din casă? La momentul actual nu pot spune că am ajuns să vă cunosc pe toți. Adică, giro. Păi, da, uite, eu cu tine n-am niciodată ocazia, adică stăm așa... Asta spun. Tet-a-tet sau... Și încă, ăsta a fost încă un motiv pentru care am și decis să te scot la un date. Destul de imaturi. Da? Pe anumite părți. Despre mine ce părere? Despre tine nu mi-am format o părere din moment ce nu... Nu, în... părerea din ce ai văzut până acum. O părere din exterior este că ești un bărbat matur, foarte sigur pe el, care nu-și expune atât de mult sentimentele și nu se deschide atât de ușor. Și aștept să văd, cât îmi permiți să văd. Păi clar. Alexandru mi se pare foarte relaxat când vine vorba de conversațiile cu mine și consider că îi vine totul de la sine și este destul de interesat. Îți înțeleg zodia. Da? Stai, tu tot fecioară ești, da. Așa că... Dar fecioare de obicei sunt mai calme, tu ești așa mai focușor. Este o fată cu ambiții, după cum putem vedea și la task-uri. Pentru vârsta ei este destul de matură și înțeleaptă unele lucruri. Are multe lucruri interesante despre ea. Planuri de viitor? Nu știu. Viitor apropiat, nu? Viitor apropiat? Da, nu. Spune, uite, eu, de exemplu, când ești de aici, o vacanță, deodată. Și eu. Primul lucru pe care îl fac când ies de aici, am nevoie de o vacanță. Sincer, să fiu, cred, la munte, la schi undeva și ulterior. Ceva cald, undeva în țările calde. Eu aș începe cu cald. Din punctul meu de vedere, este o prezență feminină foarte plăcută, da. M-ai întrebat de planuri de viitor. Da. După ce ies de aici, după acea vacanță, trebuie să merg la facultate, să-mi dau examenele pentru că voi intra în sesiune, când vom ieși de aici. Și ulterior vreau să mai dau la o facultate de cosmetică medicală, pentru a mă axa și pe partea asta de beauty, de intervenții estetice minim-invazive. Păi, acum ca tattoo artist, corect? Da. Păi și vrei să faci și una și alta? Sau? Da, vreau partea asta de tattoo artist și piercer să o țin într-o manieră de hobby. Simți că a depășit momentul despărțirii de Diana? Nu pot ști ce este în sufletul lui, dar îl văd un bărbat hotărât și de altfel și pe ea, o femeie hotărâtă, iar amândoi au decis să pună punct. Aș vrea să mai încerc și altceva, pentru că sunt tânără și... Și dacă ar fi să-mi fac un tatuajul, nu mi-ai sfătuit să fac. Unde îți spune sufletul, nu pot să te sfătuiesc. Nu, tu ca tatuar, adică estetic. Estetic? Da. În primul rând, poți începe cu umerii sau cu ceva destul de bărbătesc pe încheieturi, încât să vezi cum e durerea și cum reziști tu. E atât de rău? Părerea mea e că nu e atât de rău. Nu crezi că se vor mai reîntoarce? Nu cred că se vor mai întoarce unul la celălalt, dar și dacă se vor mai întoarce, eu nu aș avea nici cea mai mică problemă, pentru că nu-mi doresc să intru peste sentimentele nimănui și să am parte eu cumva de a fi un pansament. Aveam o prietenă care avea multe tatuaje și zicea că niciodată nu-și lua crem de la anestezică. Nici eu, cremă anestezică, nu. Zicea că tatuaje trebuie să le meriți. Da, și de asta chiar făcea. Da.
Chiar așa e. Da? După conversația de astăzi, care cumva a fost un start al viitoarelor noastre discuții, cred că vom petrece mai mult timp împreună și cred că vom avea mult mai multe discuții și mult mai profunde. Cred că putem să vorbim mai multe în casă, că este deja destul de frig și e cam târziu, zic eu. Mai avem și de intrat în live. Oh, da. Dar a fost o conversație destul de plăcută pentru mine. Și pentru mine. Mi-a făcut plăcere. Mulțumesc frumos că m-am mai scos la natură. Cu mare drag. Până acum nu am avut ocazia să interacționăm, dar de acum încolo eu sunt singur, ea este o fată singură, adică nu ne oprește nimic să interacționăm. Noroc. Noroc. Cum v-ați simțit? Chiar foarte bine, a fost foarte frumos și pozele, acum le-am văzut și noi, gata să zic. Mi-mi plac pozele. Foarte frumoase. Mm-hmm. Și tu spuneai, Alexia, că acesta să fie începutul multor conversații. Nu, acesta ar putea fi un start al viitoarelor conversații. Când ați fost la date? Ieri? Ieri dimineața. Ieri dimineața, da. Și ați mai discutat de atunci? Asta? Da. Da? Ok. Tu cum te simți, Alexandru? Mă simt și foarte bine. Da, în primul rând, am ieșit din casă. Alexia este o companie plăcută. Deci m-am simțit bine. Da, nu știu dacă ar fi să meargă conversațiile bine între voi, cum se întâmplă, și să mă apropiați unul de altul, cum se mai întâmplă. Tu ai avea o problemă să dezvolți o relație cu altcineva știind că fosta ta parteneră e în continuare aici? Destul de grea întrebare și nu cred că am un răspuns momentan. Asta ar însemna că e mult până acolo. Adică socializăm, vedem pe parcurs, nu pot să dau un răspuns. De acord. Da, e destul de caloric întrebare. Am niște fotografii aici. Wow. Voi doi. Mamă. Ia, uite ce drăguț. Le vedeți? Ales pentru noi? Da, dar pentru că voi nu sunteți un cuplu, o să vă dau fiecăruia... Vă rog să mă ajutați. Diana, iartă-mă, da, n-am cum altfel. Mulțumesc. Mulțumim frumos. Ăla negru... Da, am nimerit bine. O să vă uitați, dragilor, o să vă uitați. Știți cum e, aveți timp. Până la următoarea emisiune aveți timp să le analizați, să vi le puneți acolo pe marginea patului când vă puneți voi fotografiile, da? Și peste ani o să aveți amintiri, exact, da. Acum depinde că dacă nu o să fie să fie ei doi împreună, e un pic cam ciudat așa să stai cu albumul ăsta în casă, nu? Da. Bine, dragilor, s-a terminat emisiunea de astăzi. Domnul Gheorghe, mulțumim că ați venit, să aveți drum bun acasă și să vă uitați la noi, da? Și dacă mai interveniți așa cu calm, că vedeți nu că mai nu... Nu mă interesează, doamnă, cu învolburare, așa nu se rezolvă lucrurile. Domnul Raul, s-a terminat emisiunea. Puteți să aplaudăm pe domnul Gheorghe, că a aplaudă-l, dragul! Bine, doamnelor, domnilor! Ne vedem mâine la 14, ca de obicei, să aveți o după-amiază minunată alături de Antena 1.